De vreo 3 ani, în județul Hunedoara, târgurile de animale sunt închise, fie din cauza unor boli ale necuvântătoarelor, fie din cauza pandemiei de coronavirus. Cum incidența la COVID-19 este foarte scăzută și nici nu sunt cazuri masive de îmbolnăviri la animale, reprezentanții de la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, alături de alte instituții abilitate din județ, iau în calcul redeschiderea târgurilor. Pentru început, va fi vorba doar de târguri și expoziții mari, dacă se solicită acest lucru, dar acolo nu vor putea fi comercializate specii de animale care sunt afectate de diverse boli. Având în vedere situația epidemiologică actuală și a hotărârii de CLCB locale prin care târgurile de animale sunt interzise, în contextul în care evoluția epidemiologică va fi favorabilă, vom analiza la nivel județean oportunitatea de redeschiderii, dar doar a expozițiilor și târgurilor mari, acolo unde vor fi cererile și doar pentru speciile la care nu există situații epidemiologice care evoluează la nivelul județului. Dacă se vor redeschide aceste târguri și expoziții, nu vor putea fi comercializați porci, întrucât există cazuri de pestă, atât la cei domestici, cât și la mistreți în zonele Brad, Giurgiu și Ilia.